Avem înainte noastră Filipeni, capitolul 1 și vom citi pasajul acesta, după care vom face câteva observații pe, pe seama lui. E un pasaj destul de scurt, simplu. Haideți să-l citim. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți să comunicăm puțin. Dacă ne uităm la felul în care începe Apostolul Pavel aici, care credeți dumneavoastră că este tema sau subiectul? sau scopul sau intenția rugăciunii Apostolului Pavel. Pentru ce se roagă Apostolul Pavel? În mod special, în mod esențial, în primul rând, pentru ce se roagă el? Dragoste. Pentru dragoste, da? Deci acesta este subiectul. În realitate, acesta este subiectul, da? El se roagă pentru dragostea noastră, ca ea să crească tot mai mult. Acum, ca să înțelegem puțin contextul, ne uităm în Filipeni, capitolul 1 să vedem cum a ajuns el la rugăciunea aceasta. El zice în versetul 4, de exemplu, toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Da? Pentru că rugăciunea aceasta este o concluzie la ce a spus el mai înainte. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei. Voi sunteți toți părtași acelui așar. Căci martru este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos. Da? Pavel își declară dragostea lui pentru ei și acum se roagă ca dragostea lor să crească tot mai mult. Așadar, aceasta este, aceasta este tema Pasavului. dragostea filipenilor, pentru care Pavel se roagă ca ea să crească. Deci este, subiectul este acesta, creșterea dragostei. Da? Să crească tot mai mult. Să crească tot mai mult. Haideți să vedem ce, cum se realizează lucrul ăsta. Da? Dar primul lucru pe care vreau să-l observăm și de fapt ce am observat la toate pasajele acestea despre rugăciune este că deodată ce avem o rugăciune pentru lucru acesta înseamnă că numai Dumnezeu poate să lucreze lucrul ăsta în noi, da? Asta nu exclude implicația noastră, acțiunile noastre și așa mai departe, dar în ultimă instanță, Dumnezeu este acela care face ca dragostea noastră să crească, da? Noi nu avem niciun ritual din asta special, pseudo-creștin, prin care stăm într-o poziție din asta spirituală, mistică, ocultă, ezoterică, sentimentală, sau cum vreți dumneavoastră, prin care, uu, gata, simt că crește dragostea în mine pentru Domnul Isus. Asta este lucrată noi de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. El se folosește de metode, se folosește de comunitate, se folosește de cuvânt, se folosește de rugăciunea noastră. Dumnezeu se folosește de metode, dar în ultimă instanță este intervenția Lui suverană, supranaturală, prin care produce noi dragoste pentru Domnul Isus Hristos. Primul lucru, așadar, este că dragostea aceasta este produsă de Dumnezeu noi. De asta ne rugăm pentru ea, pentru că numai Dumnezeu o poate face în noi. Da? Cuvântul rugăciune, așadar, ne spune că este prima observație care ne spune că această creștere a dragostei depinde de Dumnezeu. A doua observație pe care vreau să observați este că Apostolul Pavel se roagă ca dragostea să crească tot mai mult. Întrebarea este tot mai mult până când? Până când tot mai mult? Până la desăvârșire, da? Ăsta este răspunsul corect. Pavel nu Presupune că ar fi un moment în viața aceasta în care iubim de ajuns sau prea mult, nici vorba de așa ceva. Ăsta este un lucru de care avem nevoie tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Nu există un capăt. Nu există un capăt la această lucrare. Ceea ce ne duce puțin cu gândul la cea mai mare poruncă din lege, aceea de a l iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, cu tot cu cu și așa mai departe, și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Dacă noi am face lucrul acesta în mod desăvârșit, la un punct în viața noastră, rugăciunea aceasta și-ar înceta rolul, corect? Dacă tu ai ajunge la un moment în care să spui acum mai iubesc, desăvârșit pe Dumnezeu, cum în cere legea lui Dumnezeu, am ajuns să împlineze lucrul acesta. Înseamnă că rugăciunea aceasta și-a împlinit scopul la un punct în viața ta și nu este nevoie să te rogi ca dragostea ta să crească tot mai mult. De ce? Că ai ajuns la punctul în care îl iubești pe Dumnezeu suficient și îl iubești pe aproapele tău suficient. Ceea ce este cu neputință de fapt. Un lucru care este cu totul special este legătura pe care Apostolul Pavel o face între dragoste, între dragoste și următoarea, următoarea propoziție, dacă aș putea, următoarele două expresii. Dragoste noastră să crească tot mai mult în ce? în cunoștință și orice pricepere. Foarte ciudat, nu? Pentru că, pentru că este ciudat, pentru că dragostea în societatea și cultura în care noi trăim are mai mult de a face cu senzualitatea, cu emoția, cu sentimentul, da? Cu asta are de a face dragostea. Dragostea este, din nefericire, de fapt, în cultura în care noi trăim, dragostea este redusă în general, la nivelul acesta emoțional, sentimental, senzual, sexual. Despre asta e dragoste, da? Când spune te iubesc pe tine, el de fapt se gândește la. și chiar sunt cântări că iubește trupul ei, nu iubește pe ea, pe el nu interesează de ea. El iubește ca să-și satisfacă lui poftele, da? La asta ea este redusă dragostea, din nefericire. Nu că spunem noi că dragostea n-ar avea o componentă trupească, dar din nefericire la asta este redusă dragostea. Apostolul Pavel ne arată că dragostea creștină, dragostea supranaturală, dragostea lucrată de Dumnezeu în noi, dragostea care ni se cere nouă, este o dragoste care se bazează pe cunoștință și pe pricepere. Pe cunoștință și pe pricepere. Și uh, nu cred că se referă Apostolul Pavel uh, dragostea pentru aproapele nostru, care se bazează pe cunoașterea și priceperea aproapele nostru. Adică cu cât mă cunoști mai mult pe mine, cu atât o să mă iubești mai mult. Nu, eu o să vă spun deschis în seara asta. Cu cât o să mă cunoașteți mai mult, uite, puteți să-l întrebați pe Radu. La început, când m-au cunoscut și când am venit la Zalo, aveau o apreciere foarte mare pentru mine. Între timp a ajuns să mă cunoască. Între timp a ajuns să mă cunoască, da? În general, noi oamenii, când ne cunoaștem unii pe alții și ne descoperim anumite defecte și așa mai departe, tindem să ne scadă aprecierea și dragostea pentru celălalt. Acum, Radu mă cunoaște tot mai mult și mă iubește mai mult decât mă iubi la început pentru că el înțelege câte nevoie am și eu de harul lui Dumnezeu împreună cu el. Da? În realitate, când lucrurile sunt puse în relație cu Dumnezeu, lucrurile stau exact invers. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu cât îl cunoști mai mult pe Domnul Isus Hristos, dragostea ta pentru el trebuie în mod da? direct proporțional cu cunoașterea ta a Domnului Isus Hristos, dragostea ta crește pentru el. Da? Așa funcționează Așa funcționează lucrurile vreau să observăm aspectul acesta pentru că este foarte, foarte, foarte important. Dragostea în Sfânta Scriptură, conceptul de dragoste, doctrina dragostei, este legată de cunoștință și de pricepere. Da? Nu este o... Tu stai și aștepți cumva să, să genereze ceva în tine mistic, ta, așa spiritual, emoțional, ca să ajungi să iubești pe Domnul Isus Hristos. Sau să stai cumva tot timpul frustrat, nu iubești suficient pe Domnul Isus Hristos. Hai să fac cumva să-L iubesc mai mult pe Domnul Isus Hristos. Nu, modul în care îl vei iubi mai mult pe Domnul Isus Hristos este cunoscându-L mai mult pe El. Înțelegând mai mult cine este Domnul Isus Hristos, ce a făcut Domnul Isus Hristos, da? Înțelegând mai mult persoana Domnului Isus Hristos și lucrarea Domnului Isus Hristos. Asta dorește Apostolul Pavel uh, pentru noi. Este într-un fel paralel pasajul acesta cu Coloseni capitolul 1, dacă vă aduceți aminte când Pavel se roagă ca să ne umplem de cunoștința voii lui Dumnezeu în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Așadar, cunoștința și priceperea la care se referă cu siguranță Apostolul Pavel aici, nu este doar o cunoștință și pricepere mentală. Că poți să citești Evanghelie și să vezi cine a fost Domnul Iisus Hristos. Ei, uite, unii au citit Evanghelie și s-au apucat să contrazică Evanghelie sau să combată Evanghelie. Și nu îl iubesc pe Hristosul din Evanghelie. Deci nu este o simplă cunoaștere mentală, ci este o cunoaștere duhovnicească, da? a ceea ce aflăm despre persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. La ce duce sau cum depistezi că dragostea ta a crescut? Dar aspectul fundamental este acesta. Dragostea noastră crește în cunoștință și pricepere. Asta este dragostea biblică. Îl iubești pe Domnul Isus Hristos în funcție de cât îl cunoști și cât pricep despre el. La ce duce dragostea noastră? Asta e patra observație. La ce duce când dragostea aceasta care crește față de Domnul Isus Hristos? Care-i scopul ca să crească dragostea asta? Ia uitați ce spune Apostolul Pavel aici. Ca să deosebiți. Apostolul Pavel vorbește aici despre discernământ. Despre discernământ. Uh, discernământul, este, discernământul este o calitate uh, tot mai mult absentă din mediul evanghelic. Discernământul. Și chiar noi, dacă stăm bine și ne gândim. Avem momente în care suntem frustrați, supărați pe noi înșine că nu avem capacitatea de a discerne în anumite situații. Lucru care te-ar face cel mai bine să discerne într-o situație și alta, între alb și negru, între păcat și cei după voia lui Dumnezeu, este să iubești pe Domnul Iisus Hristos mai mult. Și dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos mai mult, apostolul Pavel vede o relație între creșterea dragostei noastre față de el și discernământul nostru, capacitatea noastră de a alege între două situații, între două lucruri. Iubirea noastră față de el. Cu alte cuvinte, intenția lui Dumnezeu, intenția apostolului Pavel, intenția lui Dumnezeu în ultima instanță pentru noi nu este ca să trăim într-un legalism. A, am aflat ce îi place lui Dumnezeu lucrurile astea, le fac astea. Că așa mi-a cerut Dumnezeu. Astea sunt poruncile pe care mi le-a dat Dumnezeu, respect poruncile lui Dumnezeu, că așa îmi cere Dumnezeu. Și în spate să nu existe o motivație corectă. Asta nu este creștin, să fie foarte clar. Asta este legalism, este fariseism, este ipocrizie. Lui Dumnezeu îi pasă de motivația din inimile noastre. Aș putea să merg până acolo încât să spun ceea ce este în realitate, de fapt. Dumnezeu sfințește trăirea noastră imperfectă înaintea Lui când ea este motivată de dragoste pentru Dumnezeu. Trăirea noastră nu este perfectă, să fie foarte clar. Dar ea este apreciată de Dumnezeu. Este plăcută înaintea ochilor lui Dumnezeu dacă ea este motivată de dragoste, de iubire pentru Dumnezeu. Așadar, poți să înțelegi sau să vezi dragostea ta pentru Domnul Isus Hristos, pentru Dumnezeu și în funcție de discernământul pe care ea îl generează în viața ta. Pentru ce vine discernământul ăsta. Care e rolul discernământului? Ca să deosebim sau să discernem, să putem separa. Asta este ideea. Să poți separa, să poți pune în două categorii diferite, da? să putem separa lucrurile alese. Îmi place lucrul ăsta pe care îl spune Apostolul Pavel aici pentru că pare să fie într-un fel o dinamitare a eticii minimaliste cu care trăiește evanghelicul obișnuit. Cât să fac ca să fim în regulă cu Dumnezeu? E suficient 5 minute dacă mă rog pe zi sau 10 minute. Nu e suficient 10 minute. Bun, mă rog 10 minute dimineața sau 10 minute seara. E, e, Dumnezeu e mulțumit? Cât să fie fusta de lungă? Cât ar fi Dumnezeu mulțumit? Până la genunchi, sub genunchi, mai jos genunchi? Cât? Cam cât? Eu pun atât cât vrea Dumnezeu și am încheiat-o. Etica minimalistă. Dar atât cât să nu fie niciun fel de supărare pe Dumnezeu. Cât să fac să nu-mi pierd siguranța mântuirii. Da? Am înțeles că spuneți că a trăi în păcat arată că nu-s născut din nou. Ok. Cât, cât, de, multe păcate pot să fac, dar încât să mă considerați în continuare un frate de-a vostru. Pavel spune că dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă îl iubești pe Domnul Isus Hristos, renunți la etica asta minimalistă. Mergi la o etică foarte înaltă. Tu vrei să faci, adică mergi deasupra la gândirea aceasta care spune, ăsta e lucru bun, ăsta e lucru rău. Astea sunt lucruri dintr-o zonă gri. O să încerc să fac numai lucrurile astea bune și câteodată lucrurile astea din zona gri, că n-am ce face, asta e lumea în care trăim. Nu trebuie să mergi deasupra la lucrul ăsta. Care sunt lucrurile alese înaintea ochilor lui Dumnezeu? Poate ăsta ar fi un test foarte bun pentru deciziile care ne se pun înainte sau pentru situațiile prin care trecem. Este ăsta un lucru ales înaintea ochilor lui Dumnezeu? Nu doar dacă nu-i rău. Da? Întrebarea veșnică întrebare a bocăiților. Frate, dai păcat să? Nu poate nu fi păcat. Dar de ce nu mergi deasupra lucrului ăstuia? Acum, haideți să gândim situația asta în relațiile unii cu ceilalți. Dacă ai un prieten foarte bun sau uh, relația cu partenerul tău, cu soțul sau soția ta, dacă cred că mai bine soț sau soție, că partenerul cu poate să semne foarte multe lucruri, uh, LGBTQ, whatever, ce mai au ăștia pe aici. Da. Uh, Imaginați-vă imaginați că v-ați face toate, toate responsabilitățile, da? Să spui, da, uite, am adus banii acasă, păi, da, uite, am stat de vorbă cu tine 10 minute astăzi, păi, uite, am avut greșe, am făcut toate lucrurile, să faci lucrurile legaliste. Și atunci mi-am împlinit responsabilitățile. Ce mai vrei de la mine? Știi? A, nu duci niciodată niciun cadou, nu spui niciodată nicio vorbă frumoasă, nu dai niciodată nicio floare, nu zâmbești niciodată, nu plângi niciodată, nu spa, nu te interesează. Dar îți împlinești legalist toate responsabilitățile. Care soție ar spune, fantastic, că ăsta e bărbatul visurilor mele. Andrei, l-ai descris la perfecție. Nu? Da? Mergi dincolo de lucrurile acestea. doamnă. n-am făcut nimic rău. Bine, bine, dar n-ai făcut lucrurile alea alese, da? lucrurile ale extraordinare, lucrurile acelea frumoase, lucrurile acelea nobile. Da? Apostolul Pavel, la un moment dat, în Filipeni, chiar enumeră niște criterii după care putem judeca lucrurile care sunt plăcute înaintea ochilor lui Dumnezeu. Bun. Din discernământul acesta rezultă altceva. Ia uitați. Uh, și aceasta este următoarea observație. Apropo, în limba greacă, cuvântul curat și cuvântul potignit, aici sunt două adjective, nu sunt verbe. Sunt două adjective, da? Pentru ca să fim curați și potignim. Uh, adjectivul în limba română e mai greu de găsit. Dar oricum, îți, îți două adjective. El arată, da? scopul. Da? Deci, dacă dragostea noastră crește în cunoștință și în pricepere și dobândim discernământ, ce se întâmplă? Vom trăi curați. Da? Adică dacă îl cunoști, care frate, care-s uh, uh, pașii aia secreți ca să ajungi să trăiesc sfânt înaintea lui Dumnezeu? pasul ăla secret e să-L iubești pe Domnul Isus Hristos. Dacă îl vei iubi pe Domnul Isus Hristos, vei învăța cine este El, ce îi place Lui, ce dorește El, vei face lucrurile alese și făcând lucrurile alese vei vedea că viața ta este o viață marcată de curăție. Dacă îl iubești pe Domnul Isus Hristos. Deci Pavel nu dă o listă de reguli sau trasează o listă de porunci ca decalogul și spune, dacă respectați asta, Dumnezeu să fie foarte mulțumit. Nu el spune, iubește-L mai mult pe Domnul Isus Hristos. Cum? Cunoscând mai multe despre El, asta îți va da ție discernământ. Capacitatea de a separa lucrurile, vei vedea care sunt lucrurile alese din perspectiva lui Dumnezeu și când vei face lucrurile alea, vei lua lucrurile acelea, când vei avea valorile acelea, standardele acelea, da? atunci vei vedea că viața ta va ajunge să fie marcată de curăție. Așa poți să fii curat. Așa poți să ai discernământ, așa poți să găsești lucruri alese, așa poți să fii curat și apropo zice și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Ce doctrină e asta aici? Să nu te poticnești până în ziua venirii lui Hristos. Perseverența. Uitați cum se, uh, cum se deschide calea. Cum poți, să fii, cum pot să ai discernământ? Cum poți să ai curăție? Cum poți să ai perseverență? Nu, care e credincios Sănătos la cap cu care vorbești, ar spune, a, eu nu vreau să perseverez, nu mă interesează dacă perseverez, nu mă interesează dacă mâine sunt în pericol să cad într-un păcat sau să intru într-o perioadă plină de mizerie a vieții mele și așa mai departe. Oricărui credincios ar păsa dacă e discutat despre lucrul ăsta, da? Orice credincios ar vrea să persevereze, orice credincios ar vrea să trăiască în curăție, orice credincios ar vrea să aibă discernământ, să știe care sunt lucrurile alese în ochii lui Dumnezeu. Cum să ai lucrurile astea? Apostolul Pavel le pune toate în cascadă. Pe păi cum? Rugându-ne, dorind ca dragostea noastră pentru Dumnezeu, pentru Domnul Isus Hristos, să crească tot mai mult. Și direct proporțional cu dragostea noastră pentru El, va fi și discernământul, și curăția, și perseverența. Da? Și perseverența. Acum este un, o altă observație pe care vreau să o fac aici. În, în punctul acesta, cuvântul plin de aici în limba greacă, cred că și unele le, le n-am mai verificat, unele traduce care le traduc așa, este un verb aici, da? Este un verb, dacă nu mă înșel, fratele mi o să ne confirie imediat, dacă nu mă înșel, este un verb la diateza pasivă care se traduce cu a fi umpluți, fiind umpluți, da? Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte, toată lucrarea asta descrisă până la punctul acesta, vedeți? Toată lucrarea aceasta este generată, are loc Așa este. Așa este. Da, este un verb la pasiv, da. Deci este verbul fiind umpluți. Da? Nu umplându-vă voi singuri, ci fiind umpluți. Da? Deci eu îl iubesc pe Domnul Isus Hristos prin cunoaște, prin faptul că îl cunosc pe el și apoi am toate beneficiile acestea, discernământ, curăție și perseverență, dar asta nu funcționează automat decât prin faptul că Dumnezeu ne umple, da? Ne umple de roada neprihănirii, ne umple de roada neprihănirii. Și asta are legătură, bineînțeles, cu tot ce s-a spus mai sus, discernem lucrurile alese, da? Roada neprihănirii are de-a face cu faptul că trăim în curăție și dacă cumva ai pierdut până la punctul acesta logica pasajului, e repete din nou că umplerea acesta, apropo, foarte frumos aici, ni se arată cum se face umplerea, da? Cum se face umplerea aceasta de roada neprihănirii? Noi știm că testul vieții de credință este roada noastră. Tu poți să spui, da, eu iubesc pe Domnul Iisus Hristos, simt o dragoste fantastică pentru El. Bine, bine, lucrul ăsta o să vadă dacă discern lucrurile alese. Bine, bine, lucrul ăsta o să vadă în practică dacă trăiești în curăție. Bine, bine, lucrul ăsta o să vadă că perseverezi pe calea asta, da? Da? Asta nu înseamnă că totul vine de la tine. A, mi -a spus fratele Andrei, deci totul înseamnă să totul ține de a iubi pe Domnul Isus Hristos, de a-l cunoaște pe Domnul Isus Hristos. Bun, mă, fug să, pun să fac treaba asta. Și încep să deschid Sfânta Scriptură, citesc evangheliile, da, ce minunat e Domnul Isus Hristos, în sfârșit, da, simt o dragoste deosebită pentru el și funcționează lucrurile. Nu, el ne arată, nu este niciun dubiu că trăirea aceasta neprihănită, se face prin faptul că Dumnezeu ne umple El de roada neprihănirii. Și ne umple de roada neprihănirii, n nu ratăm lucrul acesta, prin Domnul Isus Hristos. Da? Prin Domnul Isus Hristos. Privești la Hristos și privind la Hristos se generează tipul acesta de viață. Știm bine că scopul suprem al vieții noastre este să dăm, să dăm slavă și laudă lui Dumnezeu, da? să facem să strălucească atributele lui Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie lăudat. Iar modul în care facem lucrul acesta este prin tot ceea ce a descris Apostolul Pavel aici. Bun, haideți să, uh, haide să facem o recapitulare. Rugăciunea asta este o rugăciune pentru dragoste, da? pentru creșterea dragostei, pentru progresul dragostei, pentru dezvoltarea dragostei. Și această dezvoltare a dragostei este importantă pentru că este secretul dezvăluit a vieții de credință, a vieții noastre creștine. Ce descrie apostolul Pavel aici este viața creștină. Dacă nu trăiești în curăție, nu ești creștin. Dacă te-ai potignit la un moment dat în viață și nu te mai întorci niciodată, noi spunem că n-ai fost niciodată creștin, da? Dacă nu ai discernământ, ioc, nu ești creștin. Deci nu există creștini proști. Creștini care... Acum cu numele sunt o grămadă care sunt incapabili să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu. Care sunt incapabili să discearnă între ce e plăcut înainte ochilor lui Dumnezeu, ce nu-i plăcut înainte ochilor lui Dumnezeu. Da? De asemenea, nu există creștini care să nu aibă roada neprihănirii. Care să nu se vadă în viața lui roadă. Da? Nu vorbim despre perfecțiune, despre desăvârșire, ci vorbim de simpla prezența roadei la un anumit nivel, da? într-o anumită, într anumită măsură în viețile noastre. Toată viața asta despre care vorbește Apostolul Pavel aici depinde de cunoașterea noastră a Domnului Isus Hristos și de dragostea pe care o avem prin această cunoaștere. Da? Deci totul este legat de persoana Domnului Isus Hristos. Ațintirea privirilor noastre, duhovnicești vorbim, da? a ochilor inimii noastre spre persoana Domnului Isus Hristos va duce la o astfel de viață. Ceea ce este important ca atât în rugăciune, atât în predicarea cuvântului, înaintea ochilor noștri, cum spune Apostolul Pavel, să fie zugrăvit Domnul Isus Hristos. Dacă inima ta este născută din nou, cu siguranță vei aprecia, vei iubi, vei remarca zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, vei remarca tot mai mult frumusețea Domnului Isus Hristos, atributele Domnului Isus Hristos, lucruri pe care le-ai știut, lucruri pe care nu le-ai știut, vor, se vor contura în sufletul tău cu culori diferite și vei ajunge să iubești această persoană, pe Domnul Isus Hristos. Asta este calea. Eu cred că, într-un fel, textul ăsta este o mare încurajare pentru noi, pentru că, într-un fel, dinamitează mentalitatea aceasta legalistă, deistă, Dumnezeu e undeva sus în cer, ne da niște porunci, trebuie să le respectăm, dacă nu am încurcat o și nu ne ducem în iad. La fel cum cei din vechiul legământ au primit niște porunci de la Dumnezeu, dacă le împlineau bine, aveau viața, dacă nu le împlineau, călcau legământul, erau omorâți și erau pierduți. Este o încurajare pentru noi să vedem care este modul în care putem să avem viața pe care Dumnezeu o cere de la noi. Da, aceste binecuvântări. Discernământul, curăția, perseverența, roada, roada neprihănirii, care are de-a face cu ce s-a spus mai sus, da, roada neprihănirii. Toată lucrarea aceasta este generată prin Domnul Isus Hristos, vine din Domnul Isus Hristos și aduce slavă și laudă lui Dumnezeu. Amin.